Bună seara, bine v-am găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele titluri ale zilei. Accident mortal pe drumul expres Craiova-Pitești. Meteorologii emit noi avertizări de cod galben și portocaliu de caniculă. O victorie și două înfrângeri pentru CSM Târgu Jiu. Un accident deosebit de grav a avut loc pe drumul expres Craiova-Pitești în județul Olt, în afara localității Slătioara. Un bărbat în vârstă de 45 de ani și-a pierdut viața, iar alte trei persoane au fost grav rănite după ce un autocamion a intrat în mașina lor care era oprită pe acostament. Conducătorul autocamionului a fost testat cu aparatul etiloteste, rezultatul fiind negativ. Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitatea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Circulația a fost deviată pe DN65 între localitățile Piatra, Olt și Brebeni pe perioada cercetărilor la fața locului. Zeci de intervenții pentru pompierii gorjeni în ultimele două zile. Aceștia au fost solicitați în perioada 10-12 august 2024 să intervină pentru gestionarea 73 de situații de urgență produse pe teritoriul județului Gorj. Multe dintre acestea au însemnat incendii de vegetație uscată, aceasta fiind totodată o dovadă că oamenii nu respectă recomandările transmise de autorități cu privire la aceste arderi necontrolate care uneori pot avea consecințe grave, atât asupra mediului înconjurător cât și asupra vieții oamenilor. Doar în ultimele două zile, instituția noastră a fost solicitată să intervină pentru gestionarea a 73 de situații de urgență care s-au produs pe teritoriul județului Gorj. Ca de obicei, cea mai mare pondere a intervențiilor o reprezintă intervențiile pentru acordarea primului ajutor și vorbim despre 49 despre astfel de intervenții, însă și incendiile de vegetație sunt destul de numeroase. Doar în ultimele două zile fiind solicitat să intervenim la 14 astfel de situații. În majoritatea cazurilor vorbim despre aceeași cauză probabilă, utilizarea focului deschis pentru arderea resturilor vegetale sau menajere din gospodării sau pentru igienizarea terenurilor agricole. Polițiști din cadrul secției 6, Poliție Rurală Târgu Cărbunești, au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112 de către un bărbat de 65 de ani cu privire la faptul că ar avea un conflict cu alți vecini. Astfel, din cercetările efectuate de către oamenii legii ajunși la fața locului, a reieșit faptul că pe fondul unui conflict spontan, bărbatul de 65 de ani ar fi fost amenințat cu moartea de către vecinul său. La data de 11 august 2024, polițiști din cadrul secției 6, Poliție Rurală Târgu Cărbunești, au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un bărbat de 42 de ani din Scoarța, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, față de acesta fiind luată măsura reținerii pe bază de ordonanță pentru 24 de ore și introducerea în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj. În fapt, la data de 10 august, polițiști din cadrul secției 6 au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat de 65 de ani din Piștești, din Deal, cu privire la faptul că ar avea un conflict cu alți vecini. Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit faptul că pe fondul unui conflict spontan, bărbatul de 65 de ani ar fi fost amenințat cu moartea de către bărbatul de 42 de ani, care s-ar fi aflat sub influența băuturilor alcoolice. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare. Trei tineri au ajuns în arest preventiv după ce oamenii legii au stabilit că au furat o capră. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Turceni au fost sesizați de o femeie în vârstă de 49 de ani cu privire la faptul că în noaptea de 4-5 august persoane necunoscute i-ar fi sustras o capră pe care o ținea într-un grajd situat pe un câmp din apropierea locuinței. În urma cercetărilor s-a stabilit că trei gorjeni în vârstă de 19, 23 și 26 de ani se fac vinovați de furt. Față de aceștia a fost dispusă măsura reținerii pe bază de ordonanță pe o perioadă de 24 de ore, fiind introduși în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj. La data de 5 august 2024, polițiști din cadrul Poliției orașului Turceni au fost sesizați prin plângere de către o femeie de 49 de ani din Ionești, județul Gorj, cu privire la faptul că în noaptea de 4-5 august 2024, persoane necunoscute i-ar fi sustras o capră pe care o ținea într-un grajd situat pe un câmp din apropierea locuinței. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, iar în continuarea efectuării cercetărilor, polițiștii au identificat trei bărbați în vârstă de 23, 19 și 26 de ani din localitate, bănuiți de săvârșirea infracțiunii. Față de aceștia, a fost dispusă măsura reținerii pe bază de ordonanță pe o perioadă de 24 de ore, fiind introduși în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj, urmând ca în cursul zilei de azi să fie prezentați unității de parchet competente cu propuneri legale.
În cadrul conferinței județene a PSD Gorj, care a avut loc joi, 8 august, au fost votați și 54 de delegați care vor participa la congresul partidului din data de 24 august. La conferința județeană au luat parte delegați din toate organizațiile locale ale PSD Gorj. Unanimitate de voturi, forul de conducere a adoptat hotărârea privind susținerea președintului PSD Marcel Ciolacu pentru un nou mandat. Am avut o conferință a Partidului Social Democrat de la Gorj, unde am votat cei 54 de delegați care au fost arondați județului Gorj. Totodată am adoptat și o hotărâre privind susținerea lui Marcel Ciolacu pentru un nou mandat de președinte al Partidului Social Democrat. Mihai Weber, președintele PSD Gorj, va fi susținut pentru a candida la o funcție de conducere în cadrul structurii centrale a partidului. Eu sunt în cadrul biroului politic național al partidului și vreau să continui. Sunt mai multe funcții, dar o să discutăm, să vedem în perioada următoare pe ce poziție o să merg. Conducerea PSD Gorj a făcut o analiză a rezultatelor de la alegerile locale din data de 9 iunie. PSD are majoritate în consiliile locale din 35 de localități și candidații socialdemocrați au câștigat alegerile pentru funcția de primar în 50 de localități. Președintele PSD Gorj a spus că s-a discutat și despre formarea unor majorități în consiliile locale. Am făcut și o analiză a rezultatelor din 9 iunie. Rezultate foarte bune pentru organizația PSD Gorj. Sunt cele mai bune rezultate din ultimii ani pe care le-a obținut organizația, pentru că vorbim de peste, avem 50 de UAT-uri, de 50 de localități conduse de primar PSD. În majoritatea localităților, în jur de 35 de localități, avem majoritate. De asemenea, avem și majoritatea în Consiliul Județean, un scor politic foarte bun. Am fost foarte mulțumit de rezultatul pe care l-am avut în alegerile din 9 iunie și, sigur, discuții privind anumite majorități în viitor. USR Gorj va desemna candidații la alegerile parlamentare la începutul lunii septembrie în cadrul unei conferințe județene. La aceasta vor participa sute de reprezentanți ai partidului din tot județul. La nivel central s-a stabilit ca listele de candidați la alegerile parlamentare să fie stabilite cu o săptămână înainte de data limită a depunerilor candidaturilor la Autoritatea Electorală Permanentă. Este o decizie națională care a fost dată de Biroul Național în ședința de săptămână aceasta, cum că listele în țară trebuie stabilite până cu o săptămână înainte de data limită a depunerii candidaturilor la Autoritatea Electorală Permanentă. Noi vom face asta la începutul lunii septembrie. E o conferință județeană cu sute de membri din județ Gorj, care pentru a se întâmpla la începutul lunii septembrie, în cascadă trebuie să se deruleze în localitățile din județul Gorj, unde noi avem consilieri, filiale active și asta e ceea ce se întâmplă în acest moment. Fiecare membru USR va vota reprezentanții la conferința județeană, unde vor fi desemnați candidații. Fiecare membru are drept de vot și pentru asta e o procedură în care membrii în localități votează, reprezentanții lor vin și votează în conferința județeană, iar asta, mă rog, e o chestie birocratică care durează câteva săptămâni. Este nevoie de lucrări de urgență la una din cele mai mari cariere miniere ale Complexului Energetic Oltenia. Directoratul Complexului Energetic Oltenia a aprobat achiziția de materiale și alte produse miniere folosite pentru activitatea de asecări. Din luna septembrie trebuie să fie executate toate modificările necesare la echipamente, astfel încât cariera minieră să nu se inunde de la ploi. Conform Complexul Energetic Oltenia, având în vedere necesitatea evacuării apelor de pe vatra carierei Roșiuța, prin mutarea jompului în noua poziție, este necesară achiziția produselor amintite. Cariera minieră Roșiuța beneficiază de o hotărâre de guvern, prin care a fost suplimentată suma destinată despăgubirilor, care vor trebui să fie plătite în urma exproprierilor. Obiectivul este punerea în exploatare și creșterea capacității la 3 milioane de tone de lignit pe an. Astfel, cariera poate trece la realizarea exproprierilor și la extinderea fronturilor de lucru de la subunitatea minieră. Angajații uneia din prestatorii de servicii din minerit vor beneficia de servicii de consultanță. FNM invită pe toți salariații și foști salariații de la Minprest care pot beneficia de prevederile legii 74 și 197 la discuții cu cabinetul de avocatură Toartă Mihai Ionuț. Documente necesare pentru evaluare sunt contracte individuale de muncă, cartea de muncă, eventual adeverințe. Facem precizarea că în instanțele de judecată s-au obținut prevederile legii 197 pentru Minprest în două procese la instanța de fond. Întâlnirea are loc la Rovinari, restaurant Prezident, în data de vineri 16 august, între orele 13-19. Amănunte se pot obține între orele 8 și 20 la numărul de telefon 0728 396 572.
O nouă ședință sindicală a fost programată pe 12 august în municipiul Târgu Jiu. Discuțiile au avut loc începând cu ora 10 la restaurantul Boulevard din oraș și de la ora 13 la Plopșorul, tot de la ora 13 la restaurantul Izvoarele. Au participat reprezentanții Federației Naționale a Muncii și a Casei de Avocatură. Au fost invitați mineri, energeticieni și toți pensionarii nemulțumiți de pensii. S-a asigurat consultanță juridică gratuită tuturor minerilor și energeticienilor. Astfel de întâlniri au mai avut loc în ultimul an și vor fi programate și în lunile următoare. Discuțiile au în vedere în mod special aplicarea legilor 74 și 197 privind condițiile speciale de muncă și reducerea vârstei de pensionare pentru mineri și energeticieni. Salariații din complexul energetic Oltenia ies cu 13 ani mai devreme la pensie. Potrivit ANM, urmează alte două zile cu temperaturi sufocante de până la 40 de grade Celsius. Meteorologii au emis noi avertizări de cod portocaliu și cod galben de caniculă. Un cod galben de caniculă este valabil și luni în 15 județe și în București. Cod galben de caniculă și disconfort termic marți 13 august în Crișana, sud-vestul Transilvaniei, nord-estul Munteniei, sud-vestul Dobrogei, Carpații meridionali și occidentali va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 35-38 de grade. Local minimele nu vor coborî sub 20 de grade și vor caracteriza o noapte tropicală. Cod portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate în Banat, Oltenia și în cea mai mare parte a Munteniei. Canicula se va intensificat, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, astfel că maximele în marea lor majoritate vor fi de 39-40 de grade, minimele vor fi de 21-22 de grade, izolate de până la 24 de grade în sudul Banatului și vor caracteriza o noapte tropicală. Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea, a fost în Comuna Muierească alături de primarul Ion Ungureanu pentru a evalua starea drumurilor care leagă această localitate de Olănești și Călimănești. Autoritățile locale și județene au constatat că DC-171, drumul care face legătura între Muierească și Olănești, este asfaltat aproape complet, cu excepția unei porțiuni de 1,5 km pe raza Comunei Muierească. Totodată, Consiliul Județean Vâlcea va asigura fondurile necesare pentru a finaliza asfaltarea acestei porțiuni, facilitând astfel accesul turiștilor din Olănești spre Muierească și Mănăstirea Frăsinei. Dinspre Olănești spre Muierească este asfalt. Vom face și noi asfalt pe acest drum foarte important. Am discutat deja cu domnul primar. O să vină cei de la regia de drumuri să optimizăm, să vedem unde facem locurile pentru refugii și așa mai departe, pentru că trebuie să fie un drum practicabil și ușor pentru turiști. Funcție de rectificarea bugetară, îl facem anul ăsta Olănești-Muierească și trebuie să mai facem ceva spre Călimănești. Cum facem acolo? Pe Muireasca mai sunt de modernizat încă un kilometru și jumătate. 100% rezolvăm. Facem legătura cu drumul județean în localitatea Muireasca și apoi din drumul județean 658 avem posibilitatea să facem legătura cu orașul Călimănești. E o porțiune de drum 1,8 km. Chiar Govora, să știți. Și pentru că din Olănești, Păușești, Bunești, drumuri care deja sunt asfaltate, așa, și din Bunești în Govora. Păi, domn primar, ăsta se numea drumul Călugărului, parcă, drumul, nu? Călugărului, da. Drumul Mănăstirilor. E fabulos. Uite, la anul, pe românește, facem acest drum al Călugărului, va fi un drum de poveste, un drum senzațional. Da. Vineri 9 august, președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a primit vizita ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Această vizită a fost prilejul unei întâlniri esențiale pentru viitorul turismului din Vâlcea. Vizita de lucru a început cu o ședință operativă la Consiliul Județean Vâlcea, în care s-a prezentat o radiografie succintă a proiectelor care sunt în acest moment în lucru, dar și investițiilor care urmează să se realizeze în domeniul turismului, cum ar fi mirajul muntelui sau drumul stațiunilor. Autoritățile județene vin cu o veste bună. Sania de Vară, un proiect care va face domeniul schiabil atractiv și pe timp de vară, are undă verde în vederea finanțării. Mă bucur tare mult că îl avem alături de noi la Vâlcea pe domnul ministru. Județul Vâlcea, eu îi spun că este județul turismului total, pentru că la noi se poate face turism tot anul. Avem un parteneriat solid și o cooperare permanentă cu mediul privat. Sania de Vară este un obiectiv turistic extrem de important, vrem să-l facem la Transalpina Ski Resort. Am gândit un proiect care se numește Mirajul Muntelui.
În momentul când va fi gata autostrada, Valea Oltului, coșmarul de acum, nu va mai fi un coșmar. Acolo eu am pensiune, am un agent economic, am mănăstiri, am Transalpina, am foarte multe obiective turistice. Și atunci aș vrea să văd pe Olt bărci, embarcațiuni, turism, aș vrea să includ tot ce înseamnă ofertă turistică, pensiuni și așa mai departe, pentru că cei care vor poate să se odihnească în drumul lor spre Occident, să rămână la noi. Voineasa este un domeniu schiabil extraordinar, are toate ingredientele necesare, altitudine, amplasamentul bun, expunere nordică. Va fi cea mai lungă sanie de vară, după cum spuneau cei de la Sun Kids. Are 2 km 400, cea mai lungă din sud-estul Europei. Am văzut și vechi capacități de cazare abandonate. Cred că va trebui la nivelul ministerului să începem discuțiile cu proprietarii acestor spații de cazare, să vedem cum vom reuși să le reintroducem în circuitul economic. Formația de handbal CSM Târgu Jiu a încheiat cu un bilanț negativ turneul de pregătire desfășurat în weekend în sala sporturilor din Târgu Jiu. CSM Târgu Jiu a organizat în perioada 9-11 august 2024 turneul de handbal feminin Memorialul Mircea Pașec, ediția a treia. La turneu au luat parte, pe lângă CSM Târgu Jiu, și grupările de primă ligă HC Minaur Baia Mare, HC Zalău și CSM Slatina. Trupa lui Andrieș a reușit o singură victorie în meciul de sâmbătă, contra celor de la HC Zalău 22-19, și a pierdut în compania formațiilor HC Minaur Baia Mare 25-27 și CSM Slatina 24-31. Fără două piese de bază în angrenajul echipei, antrenorul Gorjean a fost nevoit să improvizeze, mai ales în ultima partidă, cea cu Slatina. Andrieș speră ca cele două absente, Simao Ghilda și Laura Moldovan, să revină cât mai repede la echipă. A fost un duș destul de rece pentru noi. Acest turneu ne-a arătat unde suntem din punct de vedere al calităților individuale și colective care avem la echipă. E clar că avem mult de lucru, suntem cu perioada destul de mare de încărcare. Urmează o perioadă în care va trebui să lucrăm mai mult tactic, să punem lucrurile la punct, să știm fiecare ce are de făcut. E clar că nouă în aceste 4 meciuri care le-am avut ne lipsesc 2 jucătoare care au un cuvânt greu de spus în cadrul echipei. Este vorba de Helen pe inter stâng și Laura Moldovan pe inter dreapta, 2 jucătoare care anul trecut au dus greu împreună cu alte câteva jucătoare care au fost anul trecut la echipă, și acest lucru s-a văzut în acest turneu, în evoluția care am avut-o noi. După acest turneu, dacă extragem acum concluzie la cald, după ultimul meci, e clar că avem multe minusuri. Va trebui să le îndreptăm, va trebui să lucrăm în continuare. Mai avem încă 3 săptămâni de lucru până la începerea campionatului și sper eu ca ușor de la zi la zi, de la săptămână la săptămână, aceste 3 săptămâni să creștem ca exprimare. Le așteptăm și pe cele 2 să vină. Știrile au ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară plăcută în continuare.